la Europa FM. Raluca Anton este în direct cu noi prin Skype. Mă bucur că te reîntâlnesc, Raluca. Bine ai venit pe Drum cu Prioritate. Servus, bine v-am găsit. Uite că suntem cu lumina aprinsă, îți dai seama, de la o săptămână la alta. Chiar sunt trei lumini în momentul ăsta aprinse în ochii mei, dar asta e altă discuție. Însă ai dreptate, Raluca. Știi ce vreau să te întreb astăzi? Să ne explici ce cu shopping-ul ăsta emoțional. Există așa ceva? Da, să știi că există acest termen de shopping emoțional sau shopping compulsiv, îi mai spunem noi în termen de specialitate. Și de cele mai multe ori funcția acestui cumpărat compulsiv este de a reduce în intensitate o emoție pe care o simțim. Pentru că se pare că în momentul în care alegem să punem în coșul de cumpărături niște lucruri și le vedem acolo, simțim o anumită bucurie care, din păcate, nu durează o perioadă lungă de timp, însă dacă suntem triști, dacă avem o perioadă proastă, dacă trecem prin momente mai dificile, cumpăratul de lucruri de multe ori funcționează ca o alinare. Problema este că, din păcate, nu putem folosi asta de fiecare dată când simțim emoții negative. Bine, doar dacă avem un cont foarte baban, bănuiesc, atunci am putea face asta în fiecare zi. Bănuiesc că funcționează așa, precum o recompensă. Ok, sunt trist, sunt obosit, hai să cumpăr ceva. Funcționează precum o recompensă și nici nu este nevoie să fie un cont foarte mare. Să știi că chiar citeam ceva studii în urmă cu câteva zile care spuneau că 4 din 10 români intră aproape zilnic într-un magazin pentru cumpărături. De pentru a face cumpărături. Este foarte mult dacă stăm să ne gândim că aproape în fiecare zi 4 din 10 oameni intră să-și cumpere ceva. Și poate fi un lucru foarte scump, foarte ieftin. Ideea este să îmi ofer această recompensă, lucru care, exact cum spuneam mai devreme, pe moment poate părea funcțional, dar pe termen lung nu face decât să întrețină un mecanism. Pentru că, în fond, în momentul în care e același mecanism ca la dependențe. Știi, la început este suficient un consum mai redus și să-mi alin o suferință, după care consumul începe să crească. Fix la fel funcționează și cu cumpăratul, iar acum în perioada asta cu Black Friday și așa mai departe, riscul e destul de mare. Sunt foarte multe tentații și în online, nu numai în magazinele fizice, să spun așa, dar eram curios ce fel de emoții te duc la treaba asta, să cumpere așa pe fond emoțional. În principal, tristețea este una dintre emoțiile care pot duce la a cumpăra, pentru că e un boost de energie și de bucurie atunci când cumperi ceva. Și s-ar putea ca tristețea să fie una dintre emoțiile principale, dar la fel poate să fie și frica, teama, îngrijorarea, prea multe griji cumva și am nevoie de ceva care să-mi distragă atenția. Deci când sunt promoțiile alea la tigăi și ne îngrămădim acolo în magazinul respectiv, înseamnă că suntem triști cu toții? Sau toți oamenii aceia sunt triști? Poate nu înseamnă neapărat că toți oamenii aceia sunt triști, poate înseamnă că există un foarte bun marketing al tigăilor în momentul acela. Lucru care, din nou, merită dezbătut la un moment dat. Cum ajungem să cumpărăm unele lucruri fără să ne dăm seama dacă avem sau nu avem nevoie de ele. Da, vine Black Friday-ul și deja simt așa o tristețe cum apucă brusc. Dar, într-adevăr, este o problemă și totul trebuie făcut cu limită, ca în orice altceva. Să punem așa o limită, să nu cădem în patima cumpărăturilor, așa cum alții au căzut în patima jocurilor de noroc sau eu știu ce altfel de patimă. Este același. În spate, mecanismul psihologic este același, indiferent dacă vorbim de jocuri de noroc sau dacă vorbim despre cumpăratul compulsiv de lucruri. Raluca Anton, îți mulțumesc mult, o să avem multă grijă, înseamnă că trebuie să fim un pic mai veseli, să căutăm lucrurile sau persoanele care să ne înveselească în perioada asta, pentru că să nu uităm, după Black Friday vine luna cadourilor, așa că vom fi triști în fiecare zi până după Revelion. Măcar să organizăm în așa fel încât de Black Friday să cumpărăm cadouri de Crăciun. O idee foarte bună, da. Mâine seară, pe pagina mea de Instagram, voi avea un live în care voi discuta fix despre chestia asta, cum să facem un mai bun management al emoțiilor atunci când ne cunoaștem pe noi înșine și multe dintre noi, doamnele, și nu doar doamnele, ne știm cu musca pe căciulă, apropo de cumpăratul compulsiv. Așa că vă aștept și acolo mâine seară. Tu ai zis-o, eu n-am comentat nimic. Îți mulțumesc foarte mult, Raluca. O să ne întâlnim și în online să aflăm ce sfaturi ai pentru noi. Iar săptămâna viitoare din nou în direct pe frecvențele Europa FM. Seară bună îți doresc! Seară bună!
asculți? It keeps me in a good mood. All day long. Promitem să-ți aducem... I love it. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.